Asta ce înseamnă? Asta înseamnă numărul dosarelor pierdute, pachetul pentru tortură. 63 de dosarele. Până în prezent? Da. Este cifră foarte mare. 63. Moldova a pierdut 63 de dosare la CEDO pe tortură. Jos impunitatea! Jos tortură, Republica Moldova! Jos tortură, Republica Moldova! Ocazia Zilei Internaționale ONU în sprijinul victimelor torturii. Astăzi suntem solidari cu toți cei care au avut de suferit de pe urma torturii și altor tratamente rele, crude și inumane. Suntem nevoiți să constatăm, nu știu de fapt la câta oară, că sistemul de justiție din Republica Moldova este unul fictiv. Din păcate, de victimele torturii își amintesc cei responsabili. Mai nou, în aprilie, în fiecare an, începând cu 2010, pentru că este la modă să spui ceva în aprilie, și în iunie își mai amintește cineva de cei responsabili de tortură, mă refer de torționari, nu-și mai amintește nimeni. Și chiar suntem curioși să știm, de fapt, de ce nu se mai aude nimic de Ion Perjul, de ce nu se mai aude nimic de Iacob Cuminiță, de ce este în continuare tergiversat dosarul surorilor Radu. Din multe dosarele care le-am pierdut la CEDO, care era vorba de tortură, tortura a fost aplicată de poliție, de poliție și nu de altcineva. Și noi considerăm că... Anume, datorită acțiunilor polițiștilor, se întâmplă fenomenul torturii în Republica Moldova. Da, acum tortura nu se întâmplă atât de des cum s-a întâmplat până acum, dar problema încă mai există. Totuși, tortura nu trebuie privită singură. Noi avem și alte probleme care, de fapt, stimulează actele de maltratare. Avem procurorii care nu sunt foarte activi în investigarea polițiștilor și avem judecătorii care aplică sancțiuni deosebit de blânde pentru tortură. Ne-am întâlnit astăzi aici pentru a readuce aminte că problema există și a îndemna autoritățile să prindă măsuri ferme pentru ca ea să dispară. Astăzi am adunat pe actorii principali din sistemul de justiție, pe care noi îl considerăm un efectiv. Acesta este Ministerul Afacerilor Interne, pe care noi l-am numit Ministerul Afacerilor Fără Răspundere. Sunt judecătorii care pronunță sentințe foarte blinde și sunt procurorii care de obicei cam ezită când este vorba de a colecta dovezi pentru faptele împlinite. Deci mingea reprezintă actele de tortură care este purtată de colo-colo dintr-o instituție înaltă și respectiv soarta oamenilor cumva stă în aer pentru că dreptatea nu se mai face niciodată și de obicei cetățenii Republicii Moldova trebuie să meargă la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului ca să-și facă dreptate. Și mai avem și justiția prezentă, care este de mult cumpărată. Dacă o să vedeți că justiția are un cântar și niște valute pe acest cântar, deci este clar că, din păcate, în Republica Moldova, cazurile de tortură rămân a fi nesoluționate, iar cei care torturează, din păcate, sunt primiți în continuare la serviciu și își fac lucru în continuare. Moldova! Moldova! Moldova!